În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos s-a înălțat. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Iată, cu 1000 și ceva de ani, 1500, aproape de 1000 de ani, înainte de venirea Mântuitorului, profetul și regele David prorocea în psalmii săi acest lucru minunat despre înălțarea Mântuitorului. De dimineață la Sfânta Evanghelie, dacă ați fost atenți, ați văzut că s-a pus accent în Sfânta Evanghelie pe ce? Pe învierea și pe arătarea Mântuitorului. Care era motivația pentru care s-a hotărât în Evanghelie ca să se citească legat de înviere și apoi partea a doua de înălțare? Ca să se înțeleagă că primul argument al înălțării este existența Fiului lui Dumnezeu în trup. Și noi știm prea bine, dacă facem o recapitulare, că astăzi e o a doua înviere, pentru că este înălțarea și se cântă Hristos a înviat, deci dacă mai știți, acum nu știu dacă se mai păstrează aceste tradiții, dar cu darul Dumnezeu prin anii 86, 87, 88, 89, pe vremea lui Ceaușescu, când se credea că credința e foarte prigonită, nu era prigonită deloc, ci doar erau prigoniți cei certați cu legea. Pădurile neamțului vuiau de cântările păsărilor și ale oamenilor care străbăteau cărările între Agapea și Văratec, între Agapea din Deal și Sihăstria, între Sihăstria și Secu, între Secu și Neamțul, între Neamțul și Procov, între Neamțul și Icoana, și veneau peste munți și veneau frumos pe cărările pădurii, grupuri, 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 iar în curtea mănăstirii Neamț, cât era ea de mare, era toată neîncăpătoare, în afara intrării la Iazmătarul Mare, era iarăși plin de oameni și când te duceai pe drumul Nemțișorului până la ieșirea în drumul mare al Pipirigului, era numai oameni și oameni. Deci cu toate că era restricția comunistă, sărbătoarea avea un farmec și ceva o stare aparte. Acum, după ce Revoluția ne-a permis această libertate religioasă în care omul tratează și credința și viața și problemele zilnice cu interes sau fără interes, a ajuns și hramul Mănăstirii Neamț, cel mai frumos din țară și slăvit și în cărțile lui Sadoveanu, dacă ne uităm, așa începe frații Jderi cu hramul Înălțării. Deci ceva ce era o emblemă a Neamțului, pentru că sunt trei mari hramuri care ridică Moldova în picioare. Cuvioasa Parascheva la 14 octombrie, Hramul Adormirii la Mănăstirea Putna, Hramul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și Hramul Înălțării de la Mănăstirea Neamțului. Deci sunt cele patru mari hramuri ale Moldovei, renumite prin mulțimea oamenilor și prin tradiția și frumusețea obiceiului de sărbătoare, cu privegheri, cu slujbe, cu cântări, cu tot ceea ce se cheamă frumos și faimos. Dacă ne întoarcem la praznicul de astăzi, că aici am rămas noi și ne legăm de înviere, vom vedea că primul lucru care i-a pus pe apostoli în îndoială a fost existența Mântuitorului după înviere. Și dacă cineva va zice de ce, vă dau argumentul biblic chiar de astăzi. Priviți-mă, nu sunt Duh. Duhul nu are carne și oase. Priviți-mi rănile cuielor, priviți-mi semnul din coastă, eu sunt. Și dacă ne uităm atenți, cu o duminică înainte a folosit același termen către femeia samarineancă când i-a spus, eu sunt Mesia. Deci iată-l și în fața apostolilor, eu sunt cel ce a înviat din morți cu adevărat, de aceea noi răspundem întotdeauna la Hristos a înviat, cu adevărat a înviat. Cu adevărat a înviat pentru că Toma s-a atins de coastă, nu știm dacă carnal a mai apucat să o pipăie, și știm că Toma a căutat semnul cuilor, atât cu privirea, poate cât și cu mâna, dar a putut striga din adâncul sufletului ca prim evreu convertit la creștinism, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci iată ce mare este taina. Descoperirea Domnul meu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și Dumnezeul meu. Putea să-i spună Dumnezeul meu,
Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci tu m-ai creat, tu mă ocrotești, tu existi, prin tine toate s-au făcut. Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, spune simbolul de credință. Un alt lucru pe care îl găsim ca argument, înainte de înălțare, șederea Mântuitorului 40 de zile pe pământ. Și ce explică acest fapt că Mântuitorul a stat 40 de zile pe pământ? Incertitudinea apostolilor despre învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Și le luăm argumentele ușor și le luăm pe rând. Și de ce vreau să le iau pe rând? Ca să am cu ce vă umple mintea, ca să am cu ce cuprinde spațiul predicii și ca să vedeți că toate au o logică. Și intrând prin ușile încuiate la ucenici care stăteau ascunși de frica iudeilor, le-a zis: pace vouă. Deci ce a simțit Hristos când s-a apropiat de ei? Că erau tulburați. Deci primul lucru de care aveau nevoie era pacea Duhului Sfânt. De aceea și-a argumentat: pacea mea dau vouă. A intrat din nou peste 8 zile, trecem peste argumentul Toma, nu ne mai interesează, a intrat din nou peste 8 zile și s-a adresat ca și cum ar fi fost de față. Și când Toma vorbea cu ucenicii cerând argumentele pipăirii și îi spune: Toma, adu-ți mâna în coastă, adă-ți degetul în semnul cuilor și fii credincios, nu necredincios. Dar de ce fii credincios și nu necredincios? Pentru că aceiași apostoli care l-au însoțit 3 ani și jumătate în activitatea de mesianitate publică și care i-au văzut minunile și oameni hrăniți cu pâine în pustie și orbi vindecați și bolnavi vindecați și femeia gârbovă și mâna uscată și învierea fiicei lui Iair și așa mai departe. Nu stăm să luăm fiecare parabolă din Vechiul Testament, din Noul Testament, deci din activitatea mesianică, și nu și-au dat seama că este învățător, adică credeau despre învățătorul lor că e foarte slab. L-au pus în 2 planuri dimensionale. Întâi l-au socotit om, deci l-au socotit om, și de unde știm? Cine este acesta care iartă și păcatele? Și Mântuitorul se și adresează ca Dumnezeu, nu ca om. De ce cugetați cele rele în inimile voastre? Și le dă și argumentul pe care se bazează când le spune acest lucru. Ce este mai ușor? Să-i spui: ia-ți patul tău și umblă, sau iertate-ți sunt păcatele? Deci ce trebuie să strivim? Sursa de cădere și nu cădere. Ei trebuiau vindecate rănile din urmă. Dacă ne ducem la celălalt care stătea și el cu patul de 38 de ani și aștepta un om, vom vedea că răspunsul a fost unul și același pentru toată umanitatea. N-am om să mă arunce! Câți dintre noi nu au om ca să fie aruncați, dar câți dintre noi nici nu vor să știe cum arată un om care te poate arunca. Și atunci ce facem? Ne aruncăm noi singuri. Dar cum ne aruncăm? În ispită. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Și aici îți face o legătură. Vezi cum te arunci să nu cazi. Deci căderea vine dintr-o aruncare cu direcție greșită. S-a aruncat în brațele Maicii sale. S-a aruncat în brațele Tatălui său. S-a aruncat în brațele lui Dumnezeu, spune în Viețile Sfinților. S-a aruncat către Dumnezeu de la sânul Maicii sale. Și iarăși un alt argument. Și-a aruncat sufletul în mâna diavolului. Deci tot un argument. Deci atunci când te arunci sau te aruncă sau ți se poruncește unde să te arunci, ai dreptul să discerni că de aceea a înviat Hristos și El ne-a spus: de-ar ști stăpânul casei când vine furul, ar priveghea și casa nu i-ar fi sfărâmată. Care casă? Sufletul, mintea și inima. Nu sunt zdrobite de lucrarea diavolului. Scurt. Trecem mai departe. S-a arătat femeilor mironosițe pe cale, cuprinzându-i picioarele, i le-au sărutat.
Ce fel de credință aveau aceste femei dacă s-au bucurat? Pentru că El chiar le-a spus, bucurați-vă! Ce fel de bucurie sfântă s-a arătat Mântuitorul vostru, viața din mormânt? Și aici vă aduc un argument care, deși nu este trecut în Sfânta Scriptură, îl avem în Luca și Cleopa. Și ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Și de ce erau ținuți să nu-L cunoască? În momentul în care Mântuitorul s-a arătat mironosițelor femei și i-au sărutat picioarele, n-au văzut răni și semne de cuie. De ce? Pentru că erau cu credință curate. Deci noi avem ocazia în revelațiile noastre personale, în viața noastră personală, să întâlnim două ipostase ale Mântuitorului. Una, răstignit, însângerat, cu cuie, cu răni și cu semne pentru păcatele noastre și căderea noastră sufletească, pentru că așa l-avem imaginat în icoane, răstignit, dar avem și puterea să-L vedem înviat, dar cum? Într-o slavă și într-o putere, într-o cinste și într-o mărire. Deci, nu mai este într-o slăbiciune. Deci, nu mai este în chip de rob, ci este cuvântul Tatălui desăvârșit, este cuvântul Tatălui după înviere, cu aseitate dumnezeiască și cu libertate de mișcare dumnezeiască, adică nemărginire, nepătrundere, nemăsurare, necircumcidere, cum spune Ioan Damaschin. Nu mai poate fi circumscris, nu mai are formă. E nemărginit, nedefinit. Pentru că este pretutindenea. Și atunci, în momentul în care Maria Magdalena cade în necredință, ia că beata femeie. De unde i-a sărutat picioarele și i s-a închinat, acum vine rapid la grădină, și aduc un alt argument și iarăși îl argumentez tot cu folos. Dă de grădinar, de Mântuitorul, că ea de fapt credea că e grădinarul, și ce spune? Nu știi unde l-au furat pe Domnul, nu știi unde l-au pus? Acum eu mă întreb, dacă el ar fi avut semnul cuielor și semnul în coastă, nu l-ar fi recunoscut Maria Magdalena după semne? Nu avea semne, pentru că era Dumnezeu cel înviat, care semnele biruinței erau de acum în semnele crucii. De ce? Pentru că sângele sfințise crucea și crucea era de viață făcătoare și lumina învăluia trupul lui Hristos. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, mult milostive, Doamne, slavă Ție, dă mie haină luminoasă. Deci era îmbrăcat în lumină, dar în momentul în care s-a uitat Maria Magdalena cu necredință, tot nu i-a văzut semnele. De ce? Pentru că avea nevoie de o strigare, de o chemare. Marie! Ia cea slovul, ia psaltirea! Spovedește-te, împărtășește-te! Și în clipa în care s-a îndoit, de data aceasta Mântuitorul n-a putut să schimbe starea dogmatică a trupului său, ci i-a spus scurt, nu te mai atinge de mine. De ce? Era revelat în starea înaltă. Apostolii, dacă erau necredincioși, că ei au spus, niște femei de ale noastre ne-au speriat că au văzut arătări de îngeri. Ne-au spus că au văzut mormântul gol, că au văzut giurgiurile singure zăcând, că a înviat Domnul. Și Mântuitorul ce le spune lui Luca și lui Cleopa în drumul Emausului? Zăbavnicilor cu mintea și cu inima. Au nu știați că fiul omului ca să învieze trebuie să pătimească? Și le-a vorbit lor din Moise și din Scripturi și din proroci toate despre el până la momentul acela. Și nu l-au cunoscut, că ochii lor erau legați să nu-l cunoască. Și de ce v-am adus argumentul acesta? Și după înviere, deși Mântuitorul se arată, ei tot nu sunt complet și convinși de plin. Și ca argument, în Evanghelia lui Ioan, avem ultima mărturie, repet, care spune așa, și ieșind din Betania, ne întoarcem la Evanghelia de astăzi, și ieșind din Betania, pentru că din vârful dealului la Eleon, drept în vale, e Betania, care a fost vreodată la Ierusalim, după ce vizităm grădina națiunilor,
acolo, Biserica Națiunilor, Grădina Ghețimanii, locul unde s-a rugat Mântuitorul și Mănăstirea Ileon și locul înălțării, imediat în val, e gard pus, pentru că sunt palestinieni și cu izraelieni să mușcă și nu se împacă, să intre cu graniță și nu cu mașină, pe picior cu pașaportul în mână, este Biserica lui Lazar, este Betania, locul unde a înviat Lazar din mormânt. A ieșit din Betania și s-a suit pe dealul Eleonului. Acolo a avut loc înălțarea. În momentul în care s-a apropiat, spune Evanghelistul Ioan, confirmă și Evanghelistul Luca, și spune așa, le-a deschis lor mintea să priceapă Scripturile. Ce a spus? Bă, am stat eu 3 ani jumate pe pământ. M-am răstihnit. Am înviat. Am făcut minuni în fața lor. Le-am arătat semnele. Le-am arătat cuiele. Le-am vorbit. Tot nu pricep. Aici e de muncă altfel. Și ce a făcut? A trimis lucrarea Duhului Sfânt de mai înainte în ei. De mai înainte în ei. De 3 ori le-a spus. Luați Duh Sfânt, cărora veți lega legate vor fi. Cărora veți ținea ținute vor fi. Luați Duh Sfânt, mergând, botezați toate neamurile, în numele Tatălui și a Sfântului Duh, propovăduindu-le câte v-am spus vouă. Și iarăși spune, luați Duh Sfânt, și a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt, mergând, învățați toate neamurile, din nou, iarăși. Și de ce a făcut aceste argumente? Ca să-i convingă pe deplin că Duhul Sfânt lucrează în ei. Nu s-a cunoscut efectul lucrării. De ce nu s-a cunoscut efectul lucrării? Pentru că aveau ochii și mintea ținuți să nu priceapă taina Sfintelor Scripturii. Deci nu puteau pătrunde dincolo de dânsi. Erau limitați la același împărat pământesc, care îl va da pe Cezar la o parte, care va izgoni Imperiul Roman din Ierusalim, vor avea iudeii împărăția lor, regatul lor, regele lor e făcător de minuni, va umple tot timpul mesele cu pâine, va binecuvânta tot timpul pești, va vindeca tot timpul bolnavii, va face tot timpul ceea ce cer ei, el va sta ca un rege pe tron, iar ei vor uzuri stând degeaba. Aceasta era mentalitatea iudaică despre venirea Mântuitorului în lume. În schimb, Mântuitorul, după ce s-a suit din Betania, i-a binecuvântat. Dar cum i-a binecuvântat? Ridicând mâinile, iată de data aceasta, primul element nou după înviere, prin ridicarea mâinilor. Și unde o găsim această ridicare? O cântă și David în psalm. Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne. Deci atunci când te rogi cu mâinile ridicate, e un semn mai mare de respect spre Dumnezeu. De aceea și preotul când spune, Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, ridică mâinile. De aceea când vrei să chemi pe cineva, ridici și faci cu mâna. Ei, El a ridicat mâinile cu alt scop. Să binecuvinteze întreaga lume deodată. Că spune Scriptura. Pe când îi binecuvânta, 2 îngeri și un nor l-au ridicat la cer, s-a ridicat deasupra lor și ei au rămas uitându-se la care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus ce? Bărbați galileeni! Vedeți ce frumos? Bărbați galileeni! Ce vă mirați așa? Precum ați văzut pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va și coborâ. De fapt, ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos la plecare? Le-a dat 2 semne parusiene. Venirea Lui și semnul venirii Lui. Precum l-ați văzut suindu-se, deci aici avem de-a face deja, intrăm într-o altă sferă. Și aici am să vă spun 2-3 lucruri importante, plictisătoare pentru mintea babilor, dar să le se concentreze puțin. 1. La bobotează Duhul Sfânt a fost văzut doar de Ioan Botezătorul când s-a deschis cerurile și a spus acesta e Fiul lui Dumnezeu. Deci acolo avem o epifanie. Tatăl vorbește din cer, porumbelul vine deasupra Fiului, Fiul stă apă. Deci e emblema Sfintei Treimi. La înviere avem din nou emblema Sfintei Treimi. De ce? În momentul în care
Hristos învie la miezul nopții din mormânt, înger vine și dărâmă piatra, dar din mormânt este o lumină care se duce direct la cer. Pe scaun cu Tatăl și cu Duhul ai fost toate umplându-ne cel acești necuprins. Deci o altă epifanie a cuvântului lui Dumnezeu. Dar de data aceasta epifania centrează pe Fiul. El e esența. La bobotează, deși Fiul tăcea apă, esența era pe Duhul. Iar Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea cuvântului. N-a spus nimic de Fiul, că Fiul sta în apă și te aștepta. Nu. N-avea treabă. Duhul era în esență. Iar în momentul în care are loc înălțarea, Epifania se schimbă din nou și se petrece cum? La nivel de pricepere de minte omenească. Doi îngeri și Iisus pe un nor. De ce erau cei doi îngeri slujitori acolo lângă Iisus? Ce făceau ei de fapt? Vegheau tronul preasfintei și de viață făcătoarei treimi. Deci era din nou o pogorâre, o deschidere a cerurilor, pentru că se suia Dumnezeu la cer, se suia Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat, răstignit și înviat, dar nu numai că se suia. Norul era puterea Duhului Sfânt care avea să fie peste 10 zile. Deci, de fapt, ce face Duhul? Intră în lucrarea Fiului. Nu spune că lucrează ipostasele unite și neamestecate? Duhul a venit să recunoască calea unde trebuie să se coboare, repet, unde trebuie să se coboare când va fi pogorârea Duhului Sfânt. Și ca drept dovadă am un argument foarte clar care spune așa: să nu vă depărtați de Ierusalim până nu vă veți îmbrăca cu puterea de sus. Iar apostolii s-au întors în Ierusalim cu bucurie multă. Deci iată ce aude Duhul Sfânt, că nu-i surd Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e viață și vieți, așa spune dogmatica. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt, viață și vieți. Deci Duhul Sfânt ascultă cuvântul Fiului vorbit ca Dumnezeu pe pământ de data aceasta, dar desăvârșit după înviere, nu în chip de rob, de deșertare. Gata, chenoza a încetat. Din clipa aceasta Iisus trăiește transcendent, cum se spune, adică Dumnezeu divin, nu mai trăiește ca om. Firea umană și-a făcut datoria. S-a sfințit, s-a răstihnit, din iubire a biruit moartea și ea și-a încheiat misiunea. Ne mai întâlnim cu firea umană în ziua înfricoșatei judecăți, când Tatăl, Epifania totală, va da judecata Fiului care va sta pe tron cu 12 apostoli de-a stânga și de-a dreapta și soboare de îngeri și vor judeca lumea și cele 12 seminții ale lui Israel. Dar Duhul Sfânt, după ce vede locul de înălțare și locul pe unde trece Iisus, tot pe acolo va și veni. De ce n-a venit Duhul Sfânt în Arabia Saudită, în Asia, în Africa, în Mesopotamia, a venit în Ierusalim? Pe când stăteau în foișorul de taină, a venit un vuiet mare ca de vânt. De ce a făcut vuiet mare Duhul Sfânt când a venit? Duhul Sfânt s-a și coborât la locul înălțării, nu i-a văzut pe apostoli, și noi știm o întâmplare foarte frumoasă din Vechiul Testament. Duhul Sfânt nu umbla iurea. Nu, Duhul suflă unde voiește, dar are poruncă, are poruncă din veac, de la Tatăl, în lucrare. Și venind trei tineri au stat la masa lui Avram. Și pe când mâncau la masă, Sara privea din cort, după ce a pus pe masă zime, miel, lapte și așa mai departe. Și a zis: la anul, pe vremea aceasta, femeia ta va avea un prunc. Și Sara a râs. Și atunci Dumnezeu i-a dat un jurământ: cât de des este nisipul mării și stelele cerului, așa vor fi urmașii tăi. A fost o îndoială oarecum în mintea Sarei, dar nu și în mintea lui Avram. Dar de acolo au plecat în Sodoma și Gomora și a spus așa: păcatele celor din Sodoma și din Gomora strigă la mine. Și se aude glasul lui Dumnezeu spunând așa: mă voi pogorâ și voi vedea. Și a mers Avram și a însoțit pe cei doi îngeri, unul a plecat și doi s-au dus în Sodoma. Deci aici este o mare taină, în
priceperea minții Ioan Gură de Aur și alți sfinți părinți au tâlcuit că acela este tronul Tatălui care niciodată nu este cu putință oamenilor a vedea pe Dumnezeu către care nu putează căuta oștile încerești, dar pe cuvântul întrupat văzându-L pe Fecioara o fericim, deci cuvântul îl putem vedea că nu vom muri și cuvântul și Duhul chiar dacă în chip umbros urma să se întrupeze prin profeți și profeții matematice și mesianice de-a lungul Vechiului Testament, se duc împreună în Sodoma și Gomora să vadă ce e acolo, până unde a ajuns măsura păcatelor oamenilor. Și s-a dus în Sodoma și Gomora și a găsit ce? Cele două păcate moderne, care și astăzi stăpânesc lumea cu aceeași plăcere, de aceea Duhul Sfânt vine și se pogoară, se uită, se ridică și pleacă, nu stă prea mult, dar are nevoie de călăuză. Și călăuza aceea a fost cuvântul lui Dumnezeu care s-a întrupat într-un oameni și s-a coborât la ei. Și Duhul a venit și a descris acest traseu. Deci a stat deasupra Ierusalimului. Și când nu i-a găsit pe apostoli, i-a recunoscut prin ce? Ia să vedem. I-a binecuvântat, spune, și prin binecuvântare ce primești? Duhul Sfânt. Ai văzut un magnet, ai văzut un cui, când te apropii cu forța magnetică, dacă forța e puternică, cuiul merge deja pe hârtie sau pe masă și trage la magnet. Același vuiet s-a petrecut în contactul cu Duhul Sfânt din apostoli, care erau deja binecuvântați și cu mințile deschise să priceapă Scriptura, și în contactul cu Duhul Sfânt, care de data aceasta venea în chip de limb de foc să boteze tot Ierusalimul. Pentru că de acolo începe mântuirea, din mijlocul pământului. Și în clipa aceea s-a făcut un vuiet mare ca de vânt. A fost o rafală. Duhul suflă, nu stă. Și în clipa aceea s-au văzut limbile de foc. Ei s-au umplut de Duhul Sfânt. Troparul spune, prea înțelept ți-ai arătat. Adică unde a căzut Duhul Sfânt? Pe căpățână, unde e centru rațional. Că n-avea să cadă pe coada la mătură. Ei, în clipa următoare au ieșit apostolii la propovăduire și nu au mai putut fi opriți nici până în zilele noastre. Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Mântuitorul la plecare, când s-a dus înainte de a se sui la cer, i-a pregătit și le-a spus așa. De nu mă voi duce eu la Tatăl, nu va veni Mângâietorul. Deci vezi, nu lucrează doi unul peste altul. Deci fiecare are misiunea lucrării sale. Fiul a recunoscut și a sfințit firea umană căzută. Toată povestea din rai a șters-o cu buretele. Acea cădere nerușinată a lui Adam și Eva, care n-au știut că dracu îi trage în cursă. Acum Duhul Sfânt venea să lumineze, să sfințească și să desăvârșească. Însuși, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta. Însuși, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește omnelemnul acesta. Se sfințește robul Tău acesta. Și fă pâinea aceasta. Deci toate se lucrează prin Duhul Sfânt. Și dacă Eu vă voi trimite Mângâietorul, El va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci nu mai este o clipă sub soare în care noi să fim lipsiți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lipsește, să știți, cu deosebire din următoarele locuri. Din sufletele păgâne care nu au botezul, dar nu lipsește din cetatea păgânilor. Și am să vă spun de ce, adică să nu o interpretați greșit. Acolo iarba crește tot sub influența lui Dumnezeu, plouă tot sub influența lui Dumnezeu și iarăși Apostolul Pavel ne spune așa, că avem comoara noastră dumnezeiască, divină, sufletul și în vase de cinste și în vase de necinste. Aici învățătura este împărțită. Poate fi în păcătoși și în drepți, dar și în păgâni și în creștini. Pentru că și păgânul are suflet în el. Deci păgânul nu este un animal de dus la abator. Că este musulman, că este hindus, că este confucianist, că este mahomedan, ce-o fi el, e treaba lui. Deci, el are suflet. Și acel suflet este vegheat de anumite cete de îngeri, stăpânii, domnii, care păzesc ținuturile, neamurile, hotarele țărilor, popoarelor, să nu se omoare între ele. Și îi veghează și pe acei oameni și are grijă de ei. De aceea Mântuitorul, nu întâmplător,
nu le avea cu ecumenismul, dar în schimb avea această expresie. Mare credința ta, femeie. N-am văzut atâta credință nici în Israel. N-am văzut, dacă s-ar fi făcut în Sodoma și în Gomora minuni câte s-au făcut în Capernaum, de mult s-ar fi pocăit. Deci, iată argumente care arată că păgânii pot fi oameni de calitate. Dar va veni și vremea chemării la Evanghelie când vor cunoaște și ei și se va propovădui creștinismul și Evanghelia la toată făptura ca să poată să o și primească, nu numai să o asculte. Că Evanghelia este o carte universală care stă în toate bibliotecile lumii, dar depinde ce înțelegi din ea. Ortodoxii noștri citesc și se omoară între ei. Păgânii nu o citesc, dar se respectă. Mergând mai departe, în momentul în care le-a spus că le trimite Mângâietorul, a și specificat de unde vine, parcă știind că biserica se va diviza. Care de la Tatăl purcede, Evanghelia lui Ioan, la capitolul 25, care de la Tatăl purcede, deci a și spus de unde vine Duhul, nu vine Alandala. Pentru că mai târziu oamenii l-au coborât și din Fiul, și-au făcut filioghvia, și-au făcut Biserica Catolică, și-au împărțit-o și pe ea în trei reformate, protestante, calvină, luterană, etc. Și tot așa și nu știu unde, până s-a ajuns la mii de secte. Acum Duhul Sfânt spune așa, cine schimbă o iotă sau o cirtă din lege, vrednic este de ghienă, judece-i Dumnezeu. Ne întoarcem la oaia noastră. După ce s-a înălțat la cer Mântuitorul și ne-a dat și Mângâietorul și nu ne-a lăsat singuri, ne-a mai spus un lucru și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Păi cum ești, Doamne, dacă te-ai înălțat? Ia să vedem. Cum ești dacă te-ai înălțat? Simplu. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu-L lua de la noi, ci ne-L înnoiește nouă, celor ce ne rugăm ție. Iată cum se înnoiește Duhul Sfânt, prin rugăciune. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău, deci iată cum iară Hristos e cu noi până la sfârșitul veacului. Și ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Deci iată ce frumos, cât e de consistentă epicleza, și cum străbate deodată dimensiunea dintre cer și pământ și schimbă sensul. Ia tronul lui Dumnezeu și îl pune pe Sfânta Masă. Și Duhul Sfânt trece deasupra. De ce? Duhul Sfânt se duce la scaunul Tatălui și aduce puterea sfințitoare, că El e creatorul toate. Și vine și se revarsă în materie și o transformă în ce? În puterea lucrătoare a Fiului Său, care a spus aceasta să o faceți pentru mine în pomenirea mea în veacul veacului. Deci iată rolul înălțării la cer și nu unul întâmplător, ca o tradiție, ca o poveste sau hai să mergi la biserică, că mai spune preotul ceva frumos. Să vedem încă un lucru și am terminat. Ce s-a întâmplat în aceste zile de la înălțare, din a 40-a zi până la 50-a zi? Că noi știm că praznicul pogorârii Duhului Sfânt este peste 10 zile. De aceea o și numim 5 zecime. De 5 ori câte 10 la 50 de zile. Ăla e botezul propriu zis al Bisericii Universale. Atunci cele 7 taine intră de plină în lucrare. Hristos mai are o misiune. Odată cu căderea oamenilor, cândva în cer înainte, sub sabia Arhanghelului Mihail și sub veghea lui, Isaia spunea, stea de dimineață care ai căzut din cer și ai târât cu tine a treia parte din stelele cer. Era vorba de căderea îngerilor când s-a răzvrătit Lucifer, îngerul cel minunat și strălucitor. Nu știa cine e îngerul de mare sfat, nu știa taina aceea din veac ascunsă și de înger neștiută. Și atunci, din toate cetele de îngeri, de la heruvim, serafim, tronuri, domnii, stăpânii, puteri, arhanghelii, îngeri și așa mai departe, puteri, a căzut din fiecare ceată îngeri. Tradiția spune și așa arată și poveștile acestea tradiționale ale bisericii, prin descoperire dumnezească, nu știm, sau revelație, că s-au făcut generalii iadului sau vămile văzduhle, alea care le citim noi, cartea aceea dogmatică, frumoasă, plină de învățături, în care este consemnată, să țineți minte pentru prima dată, de Dosoftei al Moldovei, în viața Sfântului Vasile cel Nou, care povestește vămile văzduhului în revelația Sfintei Teodora,
Nu Teodora de la Sihla, o altă Teodora. Și în același timp vorbește de vămile văzduhului sub forma judecării păcatelor noastre după criterii. Babele vor sta mult la vama clevetirii, la vama invidiei, a răutății, a dușmăniei, a țigării, a sulemenelii că își fac fețele cu tot felul de boiuri și spune că și asta ar fi un păcat după tradiție. Dar, de ce am spus după tradiție? Că episcopul Ioan din Constantinopol, văzând odată o femeie desfrânată, a zis: ce frumos și-a împodobit chipul. Și clerici au spus: iată, arhiereul nostru s-a smintit. Și a spus: nu, fraților, nu m-am smintit. Dacă și-ar fi împodobit sufletul cum și-a împodobit chipul, era în rând cu îngerii. Și aia auzind s-a călugărit, s-a făcut cuvioasă. Taisia sau Pelagia, îi spunea. Mergem mai departe. În timp de cele 10 zile, 9, când a 10-a zi s-a întâmplat întâlnirea cu tronul ceresc și sfatul de taină al Sfintei Treimi și botezarea Bisericii Pământești, a Bisericii Luptătoare de pe Pământ, Hristos a stat din treaptă în treaptă și a restaurat îngerii în har odată pentru totdeauna, ca nici ei să nu mai poate cădea vreodată. A stat la ceata întâia o zi, la ceata a doua o zi și știți cum cântau îngerii? Luați cartea de predice a Părintelui Cleopa, praznici împărătești de peste ani. Cine este acesta ce vine din vosor cu haina roșie ca sângele acesta? E Fiul lui Dumnezeu, cel prea înalt, este Fiul Mariei care s-a răstihnit. Deci de ce pomeneau de cel întrupat? Pentru că știau că s-a deșertat din Fecioară. Cine le vestise? Gavril, care a venit cu rămurica de crin și a spus: bucură-te și bucură de dar, Domnul este cu tine. Puterea celui înalt va umbri și Duhul Sfânt va pogorâ peste tine. Iată altă epifanie. Puterea celui prea înalt va umbri și Duhul Sfânt va veni peste tine. Și vei naște fiu. Isaia 7:14. Și de ce lucrul acesta? Ca să știe și îngerii care a fost taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, să nu mai fie curioși. Și când a ajuns la ultima ceată, nu stau să vă fac polilogia cetelor, că e foarte frumos. Are Părintele Cleop, am vreo 10 pagini descrisă foarte frumos. Ce rol au îngerii, arhanghelii, tronurile, domniile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, toate, ce face fiecare. Când a ajuns la a noua ceată și în ultima zi Duhul s-a așezat pe scaun cu Tatăl, deci de data aceasta definitiv firea pământească îndumnezeită, firea omenească s-a pus pe scaunul Tatălui, odată irevocabil pentru totdeauna, nu se va mai pogorî decât la epifania aparusiei, la a doua venire, că așa spune, așa se va și coborî tot pe norii cerului. În clipa aceea Duhul Sfânt s-a revărsat pe pământ, dar pe traseul Fiului. V-am spus, s-a dus și a căutat Ierusalimul și i-a sfințit pe apostol, de aceea spune, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Adică Evanghelia propovăduită la toată făptura. Cam aceasta e povestea cu înălțarea. Dacă a fost grea și v-a plăcut, mă bucur. Dacă a fost grea și n-ați înțeles, o ne întâlnim și la anul. Amin. Amin.